Bună seara! Începe o nouă ediție România te iubesc! Anii 90 au fost extrem de grei pentru tranziția României la o economie de piață funcțională și, din păcate, atunci s-au luat foarte multe decizii proaste, care ne vor urmări peste ani. Nevoia de investiții străine a atras oameni de afaceri din toată lumea care simțeau potențialul în creștere și o piață doritoare de produse noi. Frații Ioan și Viorel Micula sunt doi investitori cu cetățenie suedeză, care au dus o lungă bătălie judiciară cu statul român. Început în 2006 și care a implicat multe instituții naționale și internaționale. Astăzi vorbim despre Micula versus statul român, despre războiul în care cel care plătește este contribuabilul român. În decembrie 2019, la nicio lună de la instalarea guvernului Orban, statul român a fost nevoit să scoată din bugetul de rezervă peste 1 miliard de lei pentru a plăti daunele pretinse de Ioan și Viorel Micula, doi oameni de afaceri din Bihor cu cetățenie suedeză, dar și de către trei dintre firmele controlate de aceștia. După ce Ministerul Finanțelor va efectua plata, ne îndreptăm în toate zonele în care avem litigi. Situația părea fără ieșire. Conturi externe ale statului român blocate și sechestre pe acțiunile unor companii importante. N-am putut să fac plata asta. Pur și simplu am fost într-o situație în care eram obligat să fac această plată ca să sting acest litigiu. Riscam să pierdem proprietăți, inclusiv sediul de ambasade. O bătălie judiciară cu implicații financiare dureroase pentru România, iar sursa acesteia au fost greșelile și bâlbele decidenților din anii 2000 și până astăzi. Tranziția anilor 90 a dus la convulsii sociale și probleme economice. Restructurarea mineritului și închiderea unor platforme industriale a determinat guvernanții să dea hotărâri prin care să atragă investitori străini în zonele așa zis defavorizate. Una dintre aceste zone a fost în Țara Beiușului, zona Ștei-Nucet. Președintele Senatului Universității București, Claudiu Buglea, este specializat în drept comercial. Așa s-au creat facilitățile expres pentru zona Munților Apuseni, Bihor, zona respectivă. Cu foarte multe avantaje, erau foarte multe avantaje pentru investitorul străin, adică de la scutiri de taxe, impozite. Ioan și Viorel Micula, plecați în Suedia înainte de 1989 cu consimțământul regimului comunist, s-au întors pe meleagurile natale ca oameni de afaceri. În Bihor, primii investitori străini au fost români. Există legendele pe care și ei le-au spus, că vindeau haine, da, tricouri și blugi, inclusiv pe litoral. Sunt convins că nu au fost singurii bihoreni care au închiriat casete video sau videoplayere. Ori mai fi fost și alții, dar n-au ajuns la anvergura asta. Aici, la Rieni, în județul Bihor, au început între 1993 și 1995 primele linii de producții de răcoritoare fondate de frații Micula, proaspăt întorși din Suedia. Atunci când s-au dat facilitățile pentru zonele defavorizate, afaceriștii originari din Țara Beiușului erau la locul și momentul potrivit. Beneficiind de programul de stimulente financiare acordat de Guvernul României la sfârșitul anilor 90 pentru zonele defavorizate, investitorii suedezi au dezvoltat aici, la Drăgănești, satul Pântășești, o platformă mamut. Aici se produce alcool, produse alimentare, e o moară de porumb, o fabrică de bere. Aici se și împachetează. Totul este integrat de la o granulă de PET până la produsul final. Nu. Păi, despre asta e vorba, despre investițiile de aici. Investițiile de pe raza comunelor Rieni și Drăgănești au fost vizibile, iar românii voiau să se bucure de sucuri și produse alimentare. Prin statuarea zonei defavorizate în 1999 la Ștei-Bihor, printr-o altă hotărâre de guvern, se stabileau pentru 10 ani o serie întreagă de scutiri de taxe și impozite pentru investitori. Forța de muncă din zona respectivă a devenit captivă acestor investiții inițiate de frații Micula. Sigur că ele au fost binevenite și la un moment dat platforma de la Sudrigiu era cea mai modernă din sud-estul Europei. În fiecare joi, la Beiuș este zi de târg. Investițiile pe care le-a adus Micula au ajutat sau nu zona? Nimic. Ori prepădit și ce-a fost bun. S-a îngrădit zona să nu vină alți investitori în zonă. Și i-au făcut ca un monopol. I-au dictat și salarii și tot în zonă. Dar dacă nu erau ei? Dacă nu erau, erau alții. Mai poate vineau mai multe firme și era mai bine. O da de lucru la oameni și dă angajează și acum.
Adică lucrul ăla, dar mergi cam de pomană. Nu e. Eu fac despre zona defavorizată și nu ei au venit aici și au avut niște beneficii. Beneficii, dar muncitorul, hai să fim serioși, la 1900 care ar putea trăi? Bani în mână, mă refer. Oamenii lucrează acolo, lucrează mulțumiți? În mare parte, ar putea fi mult mai bine. Au ținut și salariile astea un pic mai, în zona mai, din cauza lor, să lăsa mai micuțe. Păi are minimul pe economie și Micula, Puiuțu, el spală mașina cu șampanie. Aderarea la Uniunea Europeană a adus o serie de obligații pentru statul român. Schema națională de stimulente fiscale în favoarea investitorilor din regiunile defavorizate a fost abrogată de guvernul Năstase și anularea a intrat în vigoare în 2005. Nemulțumiți, frații Micula dau statul român în judecată la Curtea de Arbitraj de la Washington. Aici nu este orice tip de litigiu comercial. Curtea de Arbitraj este pe lângă Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor Relative la Investiții, care are ca unic scop rezolvarea litigiile ce sunt generate din investițiile străine. Noi avem numai cetățenie suedeză și începând din începutul 1990, când eu am primit cetățenie suedeză și fratele meu la câțiva ani mai târziu, noi nu am mai avut cetățenie română. Precizează lucrul ăsta pentru că nu poți să ai acces la ICSID dacă ai altă cetățenie, dacă ai cumva cetățenia statului gazdă. România n-a fost în stare să-și protejeze zonele defavorizate până la termenul promis, 2009. Ar fi putut discuta acest lucru Vasile Pușcaș sau Leonard Orban, negociatorii României cu Uniunea Europeană, sau ar fi putut armoniza legislația altfel Victor Ponta, ministrul pentru Achiul Comunitar în 2004, sau Cristian David, ministrul delegat pentru implementarea Achiului între 2005-2007, dar n-au făcut-o. Statul român a păstrat până în 2005, când le-a revocat, fără să ne informeze, fără să fie transparent, fără să fie predictibil. Dacă negociai cu Uniunea Europeană, trebuia să fii foarte atent în paralel, să ții cont de raporturile juridice în care tu erai angrenat cu investitori, eventual să negociezi cu acei investitori, să prezinți situația creată de posibilă aderare la Uniunea Europeană și de posibilitatea ca acele facilități să înceteze. Un argument forte pe care l-au folosit frații Micula în procesul internațional a fost și un tratat bilateral semnat de România cu Suedia pentru protejarea investițiilor, ratificat în 2003. Horațiu Radu este profesor la ASE și a fost agent guvernamental la Curtea Europeană de Justiție și consideră că România putea să evite problemele. Toate aceste tratate bilaterale de investiții trebuiau renegociate, trebuiau puse în ordine și în acord cu Achiul European. În 2013 vine prima lovitură pentru statul român. Curtea de Arbitraj a decis ca România să plătească despăgubiri de 84,5 milioane fraților Micula și altor trei firme înființate de aceștia. Plus dobânzi și penalități, suma a ajuns la 178 de milioane de euro. Noi am câștigat acest proces internațional. Noi am investit în această zonă din Munții Apuseni, care încă de pe vremea Mariei Tereza era zonă defavorizată. Pentru a evita executarea statului în 2014, guvernul Ponta încearcă în mod netransparent o compensare a datoriilor pe care firmele fraților Micula le aveau la Ministerul de Finanțe. Nu este ok ca noi contribuabilul să nu știm că există niște negocieri pe sumasă pe care Ministerul de Finanțe le face. Nu există așa ceva. Vis-a-vis de procesul pe care îl are România, frații Micula și decizia de compensare. Subiectul discuției de astăzi. O sumă record până în acel moment. Au venit într-adevăr să execute. A fost o întreagă saga internă. Nu cred că există funcționar al statului român din Ministerul Economiei, din Ministerul de Finanțe, din Ministerul de Externe, din Ministerul de Justiție, funcționar sau decident, care să nu să fi confruntat cu această problemă, pentru că acești investitori au declanșat o sarabandă de procese împotriva statului român. Astăzi, ministrul de Finanțe evită un răspuns. Am făcut solicitarea, n-am primit absolut niciun răspuns din partea colegilor noastre și încerc să obțin, am
pus niște întrebări punctuale. De la cât a cheltuit statul român, care au fost costurile de executare. Cine e responsabil? Vorbim de niște mulți bani care s-au dat și care ne-ar fi adat afară. Tribunalul Internațional. În urma insistențelor noastre, Ministerul de Finanțe a trimis situația litigiilor și a sumelor plătite în procesele cu frații Micula și a societăților pe care aceștia le reprezintă. Ne întoarcem imediat să continuăm saga proceselor pe care frații Micula le-au avut cu statul român. Investițiile fraților Micula în județul Bihor au fost importante, chiar dacă sursa finanțării n-a fost întotdeauna foarte clară. Fabricile de alimente construite în zona considerată defavorizată au contribuit consistent la economia județului. Multe dintre produse au fost și exportate. Și deși s-au plâns permanent de relația cu decidenții români, oameni de afaceri din țara Beiușului au avut conexiuni puternice cu politicienii din Bihor. Vorbim acum și despre încrengăturile politico-economice din jurul grupului de firme cu care statul român e încă în litigiu. În mod constant, frații Micula s-au plâns de relația pe care o au cu decidenții statului român, numai că au beneficiat încă de la bun început de sprijin politic. Acești oameni au conștientizat faptul că puterea financiară depinde de influența politică și la un moment dat aveau angajați care au candidat pe listele pentru Consiliul Municipal Oradea, Consiliul Municipal Beiuș, Consiliul Local Ștei, Consiliul Județean Bihor, pe listele mai multor partide. Complicitățile politice cu frații Micula au fost evidente. O rudă de-a lor, Cornel Popa, a fost directorul grupului de firme European Drinks până în 2000, când a fost împins în politică. A devenit președinte PNL Bihor, președinte al Consiliului Județean, dar și senator al României. Crengăturile politico-economice de la Bihor. Vă solicitam un interviu. Nu mă interesează ce povești faceți. Directorul companiilor a fost președintele Consiliului Județean. Nu m-a retras din toate cele, nu mai vreau să particip la nicio poveste. Mihai Bar a fost președintele PSD Bihor și președintele Consiliului Județean în perioada în care investitorii suedezi acaparau județul. S-a vorbit foarte mult de apropierea dumneavoastră de frații Micula. Nu vreau să mai reapar eu, să mai bulversez. Nu, chiar nu mă interesează. Eu știu ce s-a întâmplat, că eram parlamentar când s-a decis chestia cu zonele defavorizate. Ioan Manga a condus până la începutul anului PSD Bihor. El este nașul nepoatei lui Viorel Micula. Dâncii s-au plâns mereu de lipsa de colaborare cu statul român. Da, asta așa. A fost una din întrebările. Așa, așa. Dar totuși am văzut apropierea de foarte mulți politicieni. Apropierea e mult spus. Ați botezat copilul, nepotul familiei. Da. E apropiere. Adică Adrian Micula m-a rugat dacă ești de acord să fiu naș, sigur, cu tot dragul. Deputatul PSD Ioan Mang este o cunoștință veche a fraților Micula. Când am făcut investiții, el învăceam politică, însă eu am constituit o firmă în 1991 pe IT și pe partea de supraveghere video, control acces. Am avut contracte cu firmele fraților Micula pe control acces până în 2004, cred că, sau în 2003, când am rămas doar, hai să spunem, amici e mult spus, dar am rămas în legături. În martie 2015, Comisia Europeană consideră că plata despăgubirilor către frații Micula este ajutor de stat, așa că dispune recuperarea sumelor deja plătite. Ajutor de stat e atunci când statul benevol îți dă niște bani, dar la noi n-a fost cazul, ci a fost executat în instanțe internaționale. 2. Comisia Europeană este un organ administrativ. Comisia Europeană nu poate desfința o hotărâre internațională gen XI. Ioan Micula a refuzat interviul filmat, dar ne-a transmis mai multe puncte de vedere. Momentul încetării facilității nu ar fi putut fi mai rău pentru reclamanți. Astfel, statul i-a privat pe reclamanți de fluxurile de bani de care aveau nevoie pentru a-și continua dezvoltarea afacerilor și a infrastructurii aferente. Activitatea esențială a reclamanților a fost grav subminată. Frații Micula contestă la Tribunalul European și câștigă în 18 iunie 2019 anularea deciziei Comisiei Europene.
Deși decizia Comisiei Europene a fost anulată, investigația în domeniul ajutorului de stat a rămas deschisă, motiv pentru care se impunea menținerea obligației de a nu plăti voluntar. România nu trebuia să plătească voluntar către frații Micula și firmele acestora până la momentul pronunțării unei decizii finale de către Curtea Europeană de Justiție. Aproape 10 ani de zile, statul român nici nu a căutat niște formule de a găsi căi de atac împotriva deciziei Curții Arbitrale. În toată această perioadă în care statul român a refuzat să respecte decizia, să plătească despăgubirea care a fost stabilită de către Curtea Arbitrală din Statele Unite, a crescut această datorie. Din răspunsul primit de la Ministerul de Finanțe reiese că au existat mai multe procese în mai multe jurisdicții, mai multe state în care România a fost dată în judecată. În 2019, dobânzile și penalitățile pentru datoria pretinsă de frații Micula și cele trei firme implicate în procese se rostogoleau. Curtea de Apel București permite executarea statului. Să nu credeți că am cedat așa ușor. Au fost niște tranzacții, niște negocieri extrem de dificile, în care au venit cu o grămadă de firme, de avocatură, ca să susțină punctul de vedere. În ianuarie 2022 apare o nouă întorsătură a situației. Curtea Europeană de Justiție anulează decizia Tribunalului European care a validat plățile către Micula și trimite cazul spre rejudecare, dar cere să se recupereze aproape 1 miliard 400 de milioane de lei. Sunt două ordini juridice care se ciocnesc între ele și care nu prea se acceptă reciproc. Astăzi, frații Micula refuză să comenteze într-un interviu procesele în care au târât statul român, dar se simt nedreptățiți. Comisia Europeană cere ultimativ guvernului României să recupereze banii de la Micula, dacă mai are de unde. Responsabil este Ministerul de Finanțe și într-un raport al Curții de Conturi din 2022 reproșează autorității fiscale că nu a realizat toate demersurile pentru recuperarea ajutorului de stat acordat în cazul Micula. Cu toate acestea, din comunicarea Ministerului apar zeci de procese în care Direcția Marcontribuabil din ANAF încearcă să recupereze sumele prin titluri executorii, cu un efort uman și material greu de socotit. Încercările finanțelor de a recupera banii considerați de către Comisia Europeană ajutor de stat, banii dați fraților Micula și grupului de firme pe care aceștia îl controlează, au fost oprite. Toate încercările ANAF-ului de executare silită au fost suspendate aici, la judecătoria din Beiuș, unde niște judecători au considerat că ceea ce vrea statul român prin Ministerul de Finanțe și prin ANAF nu este îndreptățit. De o judecătorie practic rurală, din zona folclorică aceeași, repet, din aceeași zonă folclorică. Este una dintre fascinațiile sistemului judiciar românesc și sistemului legislativ, plin de găuri și găurele. Președinta completului care a dat sentințe în favoarea fraților Micula și a grupului de firme pe care aceștia îl controlează s-a pensionat și a intrat în politică, este astăzi membru PSD. Celelalte două membre ale completului, două judecătoare, sunt astăzi cercetate de către Inspecția Judiciară. Peste 2 miliarde de lei au intrat în conturile fraților Micula și ale firmelor care au fost parte din procesul internațional. Banii au dispărut la fel de repede cum au intrat. European Food are astăzi restanțe la finanțe, la fel și Starmil și Multipec. Toate sunt înregistrate la Direcția Marcontribuabili a ANAF-ului. Pe spațiu public! Pe spațiu public! Din sumele exorbitante plătite de guvernul României, o bună parte au intrat în conturile personale ale fraților. Ioan Micula a luat în decembrie 2019 221 de milioane de lei, iar fratele acestuia, Viorel, a luat peste 243 de milioane de lei. Comportamentul teribilist pe care l-a avut unul dintre moștenitorii Imperiului Micula i-au atras și lui dosare penale. Vedem ce s-a întâmplat după pauză. Tot atunci vorbim despre investiții în turism ale magnaților cu origini bihorene. Grupul de firme producătoare de alimente din Bihor s-a extins și în zona imobiliară și turistică. A cumpărat sute de mii de metri pătrați de terenuri, vile și hoteluri și chiar accesul în Peștera Urșilor, o perlă a turismului românesc. Companiile dețin și multe hoteluri pe litoral, dar acolo nu s-au dovedit la fel de pricepute ca în procesele cu statul român.
Mai trebuie spus și faptul că investitorii suedezi au pierdut în 2020 un alt proces internațional în care cerau României alte 2,3 miliarde de euro. Odată cu intrarea în piața românească și dezvoltarea grupului de firme din industria alimentară, frații Micul au început și o goană nebună după cumpărături de terenuri și imobile. Au făcut un pas spre diversificarea afacerilor, au început să profite de valurile de privatizare, mai mult sau mai puțin transparente. Au cumpărat active cu nemiluita, hale industriale, terenuri, vile și hoteluri. În 2000, Consiliul Județean Bihor s-a asociat cu 5 firme în care frații Micula erau acționari pentru a înființa Transilvania Tur Băile Felix. Administrația bihoreană venea în asociere cu patrimoniul complexului Crișana din Băile Felix, fostul hotel de protocol al Partidului Comunist. La ora aceea, perla stațiunii. Astăzi, dacă am trage o linie, Consiliul Județean a făcut o afacere proastă. Dacă în momentul înființării societății de turism, Consiliul Județean Bihor deținea cele mai multe acțiuni, în 2007 grosul acestora a fost vândut tot către firme deținute de Micula. Administrația județului a rămas cu doar 9% din ponderea capitalului social. Eram la data inițială la aproximativ 49%, dar după aceea, în anul 2007, prin vânzarea practic acțiunilor, prin majorările de capital care au fost făcute de-a lungul anilor, Consiliul Județean a ajuns la această cotă minoritară. Dacă în acești ani hotelul cu care Consiliul Județean a venit în această asociere ar fi fost reabilitat, dezvoltat și ar fi fost o bază în jurul căreia să se dezvolte turismul în stațiunea Băile Felix, lucrurile ar fi fost bune. Din păcate nu este așa. Hotel Crișana. Astăzi este închis. A rămas în paragină. Este controlat de una din firmele investitorilor suedezi, fraților Micula. Bună ziua! Hotelul ăsta închis de tot? În paragină. În paragină? Vă spun, sunteți mucegai, dacă în balcoane astea cuibule așa de rândunici. Vadă, cred că tot ei pe acolo și frații de apă. Primarul comunei Sân Martin, de care aparține și stațiunea Băile Felix, se gândește la o soluție pentru a obliga proprietarii neglijenți. Numai puțin de 300.000 de turiști ne calcă pragul anual. Dar aveți și clădiri în paragină. Ne vom simți obligați să supraimpozităm clădirile neîngrijite. Legislația ne permite să mergem cu o supraimpozitare de până la 500%. Pe vremea când era primarul Oradei, Ilie Bolojan a luat aceleași măsuri și două dintre cele mai importante hoteluri ale orașului, deținute tot de Micula, au fost renovate și îngrijite corespunzător. Din păcate, fără a fi presați proprietarii de clădiri care nu sunt îngrijite, probabilitatea ca ei să reacționeze natural dacă timp de 10-20 de ani n-au făcut ceva este foarte scăzută. Prin urmare, și în Oradea s-a dovedit că în zona centrală, chiar dacă câțiva ani de zile proprietarii de clădiri au primit beneficii, n-au reacționat, doar când s-au aplicat supraimpozitările, abia atunci au reacționat și asta trebuie făcut peste tot, unde proprietarii de clădiri, indiferent că sunt hotelul, cum este în Băile Felix sau orice alte clădiri, practic își bat joc de ele. La cum merg lucrurile, cea mai bună formulă este practic vinderea acestui activ unui investitor în condițiile în care acesta s-ar angaja să investească în reabilitarea lui și punerea lui în valoare. Altfel, din păcate, va rămâne o pacoste acolo care nu doar că nu aduce nimănui niciun avantaj, dar afectează și vecinătatea și stațiunea Băile Felix. În Băile Felix, frații Micul au deținut acțiuni și la alte 5 hoteluri, Internațional, Termal, Nufărul, Poinița și Mureșul, care și ele au nevoie de investiții. Ultimele participații le-au vândut în 2017 către Sifoltenia. Zona asta care a rămas nevalorificată, nereabilitată, este un balast pentru stațiunea Băile Felix.
În aportul la Transilvania Tur, frații Micula au venit cu două societăți care controlează stațiunea Stâna de Vale, un loc cu un potențial turistic considerabil. Pe vremuri era o stațiune importantă, accesibilă pentru locuitorii județelor din regiune, bihoreni, clujeni. Un loc frumos, Stâna de Vale. Un loc privat. Da, este un loc care două cumva entități, să zicem așa. Biserica greco-catolică, pe partea stângă la drumul județean și pe partea dreaptă de la intrare este a fraților Micula. Locul unde se ivește unul dintre izvoarele de bani pentru frații Micula suferă din cauza lipsei investițiilor. Înainte de 89, în această clădire, cum îi spunem noi, bisericuța era poșta. Aveai 200 de scrisori pe weekend. Hotelul adică Iadolina nu, era hotelul și mai de obicei. Era centru, era făcut, era al OJT-ului, nu? Da, al OJT-ului. Toată Iadolina era al OJT-ului. Tot ce era construcție era al OJT-ului. Această parcare a fost hotelul Cerbu, care după 2017 s-a dărâmat după calamități. N-a mai rămas. Excelsior era inclusiv laborator de prăjituri și cinematograf, care astăzi e o ruină. O parte dintre clădiri au fost cumpărate de frații Micula prin privatizare, iar după 2001 s-a făcut o retrocedare controversată către Biserica Greco-Catolică. Peste 3000 de hectare terenuri din stațiune au intrat în proprietatea entității religioase. Maria Budureasa a fost asociată cu frații Micula pe societatea Secei Iadolina, mi se pare. Legea Lupu împroprietărește Biserica Greco-Catolică cu toată suprafața din jurul și intravilanul și extravilanul stațiunii. Toată suprafața a avut un singur proprietar. Terenul care l-au cumpărat de terenul de sub clădirile lor. Primăria nu deține în zonă nici măcar un metru pătrat de pământ și este la mâna proprietarilor pentru orice investiție. Au fost niște măsuri pentru stațiuni. Între 5 și 7 milioane de euro pe stațiune. Noi nu am putut să accesăm niciun euro pentru că neavând nimic, neavând proprietate. Comuna Budureasa nu are astăzi un drum, nu are nimic. Deci nu avem o proprietate cum să dezvoltăm o apă, o canalizare, un iluminat public. Cu toate, suntem la mâna celor doi proprietari. Ați încercat, ați avut discuții cu ei, probabil. Da. Și? Așteptăm. De 30 de ani, stațiunea așteaptă să fie dezvoltată. Acolo, companiile controlate de afaceriștii suedezi au modernizat o pârtie de schi și au făcut un mic parc de distracții, dar investițiile sunt infime. Frații originari din țara Beiușului au luat bunuri și clădiri în județ bucată cu bucată, dar cea mai controversată achiziție făcută de Micula în județul Bihor este amenajarea peșterii urșilor. Da, măi, Miculeșilor. E păcat că era bine să fie la primărie, la sat, la comună, câți bani produce, sau și la țară acum, roba, nu? Câți bani îi face în fiecare an. Micula administrează de aici, de la drum încolo, sau cum are împărțit? Peștera e lui. Peștera și alte bodețele astea luate lui. Nu, dar aici o fobilețele. Accesul în peștera urșilor, cea mai valoroasă din România, este controlat de o firmă care deține monopolul. Acea clădire de la început a fost gândită cu rol de primire a vizitatorilor, adică infrastructura, practic, s-au făcut obiectul, să spunem, acestei treceri din proprietatea unei altuia, iar astăzi cine este proprietar pe acea infrastructură este cel care administrează, practic, intrarea în peșteră. Printr-o privatizare dubioasă din anii 90, fosta cooperativă beiușeană a ajuns pe numele unor firme controlate de Micula. Administrația Parcului Natural Apuseni, chiar dacă a fost printre primele administrații de parcuri care s-au înființat în România, s-a înființat abia în anul 2004. Și ați găsit aici o entitate comercială, economică, privată. Accesul în parc se face printr-o zonă care nu e deținută de statul român. Când noi am fost înființați ca și administrație de parc, practic activitățile economice care se desfășurau la peștera Ușilor erau derulate de această companie privată.
Intrarea în peștera urșilor era taxată de compania Transilvania Tur, la care acționar era și Consiliul Județean Bihor. Dar din 2019, biletele sunt vândute de o altă firmă controlată de frații Nicula, Prima Impact. Astăzi, intrarea costă 40 de lei, din care, conform legii, doar 3 lei se duc la Parcul Național Apuseni. În mod normal, această companie privată asigură ghidajul vizitatorilor. Este tot ceea ce poate să facă o entitate privată în peștera statului român. Peștera este statului, evident. Însă, din anul 2004, administrația Parcului Natural Apuseni a preluat în administrare Parcul Natural Apuseni ca și arie naturală protejată, nu ca și un bun cu o valoare de inventar, să spun așa. Statutul juridic al peșterilor din România este complicat. Subsolul aparține statului român, dar administrarea infrastructurii în ariile protejate este lăsată la bunul plac al autorităților locale sau, mai rău, la mâna unor privați. Este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și probabil că din lume. Iar faptul că accesul este atât de ușor aduce un plus pentru vizitatori. Spectacolul pe care îl vedem aici este unic. Bine, astăzi nu vorbim de oamenii care au stat prin peșteri, vorbim despre ursul Spereus, ați auzit poate și dumneavoastră, un animal care a trăit în partea de nord a globului, dispărut de vreo 10.000 de ani din faună, un urs de peșteră a ajuns la maturitate, putea să atingă lungime 3 metri, 1 metru jumate pe 4 labe și o greutate de până la 800 de kilograme. Practic, peștera urșilor, cred că și astăzi, dar a fost decenii la rând peștera cu cea mai bună infrastructură de vizitare din România. Adică ea a fost proiectată și gândită, această infrastructură, undeva în a doua jumătate a anilor 70. A fost o infrastructură de top. E o peșteră în care se merge foarte ușor, e o peșteră spațioasă. Și betonul era beton din ăla bun, de la care nu s-a făcut. Beton românesc. În stâmbă, dacă te uiți, avem și un cablat românesc. Tot ceea ce există în momentul de față ca și infrastructură, din câte cunoaștem noi, este infrastructura realizată dinainte de 89. Fie că discutăm de infrastructura din afara peșterii, dar și de cea din interiorul peșterii. Iar în acest moment, conform documentelor pe care noi le deținem, infrastructura din interiorul peșterii este la această companie. Practic, adică infrastructura din subteran, care aparține statului român, este tot al companiei private deținute... Din documentele pe care le deținem în acest moment, așa rezultă. Între 80-100 de mii de turiști vizitează anual peștera urșilor. Un profit ușor pentru compania care păzește intrarea, dar care spune că deține și infrastructura din peșteră. Este una din locurile în care, de exemplu, n-am putut să facem un plan de revigorare. Gândiți-vă, de exemplu, că în România au fost prevăzuți pentru actualul exercițiu financiar o sumă importantă de bani pentru ariile protejate, pentru conservarea biodiversității, pentru amenajarea accesului în arii protejate și așa mai departe. În România s-au accesat cam 20% din suma care a fost destinată pe arii protejate. În august, acțiunile deținute la Transilvania Tur de European Drinks au fost transferate tot către o companie deținută de frații Micula pe litoral, dar care nu e vizată de fisc. Până în 2019, o bună parte din afacerile familiei în turismul bihoran erau administrate de unul dintre moștenitori, Victor Micula, fiul lui Viorel Micula. Din teribilism sau inconștiență, tânărul Micula a tras ca un magnet problemele penale. S-a bazat însă și pe complicitatea unor funcționari ai statului român. Astăzi este plecat din țară și speră să-și rezolve problemele penale în instanțe, prin achitare sau prescripție. Copilul meu nu se le las absolut nimic, pentru că e o mare prostie cu banii ăștia, e o iluzie tâmpită. Scumpe un Lamborghini, te vede lumea, se îndrăgostește una de tine, de fapt se îndrăgostește de mașină. Victoraș Micula s-a remarcat prin gesturile sale excentrice, prin care șeta la banii și puterea din județ. Să nu uităm, Victor Micula este civilul care a intrat în baza de date a poliției. După ce s-a șicanat cu un alt tânăr în trafic, Micula Junior a apelat la prietenii lui din poliție pentru a-i găsi datele de identificare. Inculpatul cetățean suedez a avut acces în bazele de date ale Ministerului de Interne și cu ajutorul unor polițiști de la Poliția
municipiul Bihor, biroul Ordine Publică, a intrat într-un birou securizat unde accesul persoanelor civile este interzis, a intrat, accesat și interogat bazele date ale unor persoane cu care fie acesta se afla în conflict, fie dorea să afle datele de identificare a unui interprete de muzică, fie unor apropiați. Victor H. în uniformă de polițist se pare că a participat la percheziții și audiere alături de prietenii lui din poliție. S-a îmbrăcat în hainele specifice poliției, cu emblema poliției române. A participat în mod nemijlocit la acțiune polițienească de prindere în flagrant a unei persoane care era bănuită de săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise. Mult mai grav este relația, natura relației pe care acest tânăr o are cu poliția Bihor. Este incredibil câte bravade a făcut această persoană. Să te prindă poliția și tu să-l suni în miez de noapte pe șeful poliției și să te plângi că papagalii în uniformă te-au oprit și nu te lasă în pace și te deranjează. Dosarul a stat 2 ani în cameră preliminară și în plin proces, după audierea martorilor, judecătoarea s-a pensionat. Următoarea judecătoare a promovat la Curtea de Apel Cluj, așa că de luna viitoare dosarul probabil că se va relua de la zero, iar o parte din fapte se vor prescrie. Respectam ca o vedetă. Dar nu este singurul dosar penal care stă sub spectrul prescripției. A fost cercetat și pentru că a deteriorat intenționat o mașină scumpă și a cerut banii de asigurare. Când s-a ales cu un dosar pentru fals în declarații, a renunțat la despăgubiri. A fost trimis în judecată de parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor într-un dosar și în alte 2 dosare a fost trimis în judecată de parchetul de pe lângă judecătoria Oradea. În 2019 s-a plimbat prin oraș cu ceea ce părea un Kalashnikov adevărat. A tras cu pușca și, deși s-au folosit gloanțe oarbe pentru a mima o scenă dintr-un film de acțiune cu mafioți împreună cu prietenii, s-a ales cu un alt dosar penal. Unul la mână nu mai aud, ăsta aproape surd, și 2 la mână stau într-un Ferrari cu chestia asta în brațe. Ireală. Adică gen chiar ireală. Nu s-a găsit nimic la percheziția în care s-a căutat arma letală la Victor H. acasă. Prezent la descinderea aparent anunțată din timp a fost și șeful poliției Bihor, inspectorul șef Alin Haniș. Originar din Beiuș, acesta este bănuit că face parte dintre suporterii familiei Nicula. Probabil șeful poliției a dorit să se asigure de buna desfășurare a percheziției, astfel încât să rezultatele să fie cele preconizate. La a doua percheziție, desfășurată însă fără știința șefului poliției Bihor, ofițerii DG au găsit arme nesupravegheate în casa celui căruia îi place să se afișeze pe rețelele sociale ca Pablo de Bihor. Când e deschis sezonul la țap, toată lumea caută un trofeu. Așa e România, ce să-i vrea? Le trebuie în campanie electorale nevoie de arestat. Dar măcar au găsit ceva? Depinde ce caută. Dacă vor să lase microfoane, numai să le aduceți aminte să-mi spună unde au pus microfoanele, să le schimb bateriile, să audă în continuare. Nu facem nimic. Am făcut bine statul ăsta și am plătit taxe și impozite. A fost nevoia de a arăta puterea din județ? Posibil. Noi nu analizăm resorturile psihice pentru care acesta comite infracțiuni. Noi doar le constatăm, le cercetăm, le probăm și trimitem dosarul în instanță. Este cert că așa s-a reținut și în rechizitorul, că de fiecare dată a fost ajutată de persoane din poliție. Am încercat de mai multe ori să luăm legătura cu domnul inspector șef Haniș pentru a-l întreba care sunt legăturile dumnealui cu familia Micula. Din păcate nu ne-a răspuns. Atunci când a simțit că nu mai are sprijin, tânărul Micula, autointitulat Pablo de Bihor, nu s-a sfiit să îi transmită mesaje voalate șefului poliției prin versurile unei manele comandate. De la Pablo de Bihor, pentru un cățeluș care l-a ținut în curte și acum are stele multe. Scaunul pe care stai de mine e clătit, ca să ajungi în vârf acolo eu te-am sprijinit. Te n-ai mereu la ușa mea ca să-ți mai pun o stea. Ai devenit șef peste tot, să-mi liniștea. Astăzi, Victor H. Micula, care este stabilit în Elveția, n-a răspuns apelurilor noastre. De acolo se amuză transmițând mesaje pe rețelele sociale.
Niciun dealer nu-și consumă produsele, nici eu nu beau produsele mele. Așa e, așa e. Serios? Ce e, așa e. Nu, eu vi l-am dat vouă să fac bani, dar nu sunt prost să le consum eu, nu? În anii de început a afacerilor, veniturile din băuturile răcoritoare ieftine curgeau cu nemiluita într-o piață însetată de produse noi. Așa numitul grup European Drinks, condus de frații Micula, a început să facă cumpărături și pe litoralul românesc, profitând de privatizarea în masă făcută de ministrul Agaton în 2001 și 2002. Eu îi las acum, sunt în euforia câștigului și se bucură de faptul că au intrat în posesia dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau asupra terenurilor, hotelurilor, restaurantelor, piscinelor și mai las încă puțin să se bucure. Eu mă bucur că le-am luat banii. Oamenii cei care aveau bani la momentul respectiv, care aveau un cash și își puteau permite să investească în această zonă. Erau hoteluri care aveau o valoare bună din punct de vedere imobiliar, evaluate bine de către bănci și care în timp le creștea valoarea în mod evident. S-a făcut greșit undeva? Ceva? Da, s-a făcut greșit pentru că atunci când s-au privatizat alte unități, era un caiet de sarcini. Trebuia să îndeplinești anumite condiții post-vânzare și ei nu au pus niciun fel de condiții astfel încât să mențină starea stațiunii la un nivel superior. Și atunci degradarea a fost accelerată datorită lipsei de investiții. În Mamaia, latifundiarii bihoreni au cumpărat 3 hoteluri. Doar unul dintre acestea le mai aparține. Ei au gândit-o ca o unitate care poate fi pusă la bancă, au gândit-o ca o unitate care poate fi folosită ca gaj pentru a obține din partea băncilor sume pe care să le investească în alte direcții. Ei aici au luat un complex, nu? Ăsta a fost un complex. Ele așa au fost gândite, proiectate, au legătură unul cu celălalt, nu? Național Patria Unirea, da. Era complexul care avea autoservire aici la parte și turiștii din toate turnurile serveau masa aici, iar plaja era în față. E păcat de piscina asta, uite cât de superbă e și să nu fie recondiționată și pusă în valoare și utilizată. Pe lângă hotelurile din Mamaia, grupul de firme din Bihor a cumpărat alte 10 hoteluri și 3 vile de protocol în Neptun Olimp. În sud, dezastru a fost mai mare, acolo nu s-a investit deloc, chiar banii de investiție au fost foarte puțini și erau discuții pe forumuri între turiști care spuneau că aveau o rozetă la 4 robineți în camere, iar cearșafurile de multe ori nu erau cât salteaua de mari, pentru că nu au investit în nimic. Se presupunea că dacă ai luat un hotel, îl reabilitezi, îl modernizezi, schimbi mobilierul, mochetele care miroseau a anii 70 și aduci turiștii într-o veselie pentru ca toată lumea să prospere. Ei, n-a fost așa. De obicei mergeau în concedii acolo angajații grupului de firme, ca un fel de bonus la salariu. Aproape 3.000 de locuri de cazare au aparținut firmelor controlate de Micula, iar hotelurile au rămas multe dintre ele cu varul de dinainte de 89. Degradarea lor a fost vizibilă de la un an la altul. După o lungă perioadă în care au blocat dezvoltarea sudului litoralului, afaceriștii cu pașapoarte suedeze au început să-și vândă hotelurile care din 2017 au început să-și schimbe proprietarii. Hotelurile deținute de frații Micula pe litoralul românesc au fost vândute rând pe rând. Au fost preluate în mare măsură de investitori locali, care au început să schimbe fața acestor hoteluri. Neptun Olimp a suferit foarte mult în ultimii ani din cauza lăsării în paragină acestor hoteluri. Să sperăm, odată cu aceste renovări, și turiștii se vor reîntoarce pe litoralul românesc. Nu s-au priceput, au fost niște investitori în turism proști? Ei nu au fost investitori în turism. Ei au venit doar să exploateze acea resursă până la epuizare și în momentul în care au epuizat-o, au folosit banii în alte direcții. Ultimul hotel aflat în portofoliul fraților Micula, aici în sudul litoralului, a fost vândut anul trecut. Hotel Banat. Probabil că va intra în recondiționare și probabil că vor fi cele mai ample investiții în ultimii 40 de ani. Aici nu s-a mai investit absolut deloc.
La privatizările din anii 2000, frații Micul au pus mâna și pe trei dintre fostele case ale nomenclaturii de dinainte de 1989. Înainte de 1989, aici pe strada Scriitorilor din Neptun, erau vile de protocol. Și acestea au fost privatizate și vândute unor investitori. Unii dintre aceștia suedezi. Trei dintre vile, Plopul, Mesteacănul și Pinul, au fost preluate de companii controlate de frații Micula, care nu au investit nici aici nimic. După ce Comisia Europeană a cerut recuperarea banilor dați fraților Micula, vilele au fost executate silit, tot de companii ale acestora, în așa fel încât fiscul să nu poată pune sechestru pe ele și să le rămână prin interpuși. Iar asta s-a întâmplat în majoritatea afacerilor. Frații Micula nu sunt singurii investitori străini care au dat România în judecată la o instanță internațională. Mai avem și alți investitori sau pseudo-investitori. Saga războiului judiciar dintre frații Micula și statul român este departe de a se încheia. Indiferent de ceea ce vor hotărâi instanțele europene, știm deja cine a pierdut până acum. România și contribuabilul român. La curțile de arbitraj internaționale sunt și alte dosare care vizează România. De aceea, orice schimbare de legislație sau de politici trebuie făcută cu responsabilitate și știință de carte. Asta pentru a evita noi pagube. Mulțumim pentru mesaje. Puteți vedea materialele noastre pe știrileprotv.ro la secțiunea România te iubesc și pe Voio. Atât pentru astăzi, urmează știrile Pro TV. Toate bune!